Nu există nicio justificare pentru secretizare. Nu am primit nici documentul care a fost menționat ca acordul cu Banca Mondială și nici nu poate să fie acolo până la capăt secretizare, pentru că raportul anterior al Băncii Mondiale este public, poate să fie văzut pe site. Doar calculele pentru aceste noi amendamente, care de fapt nu elimină nimic, nu există public, nu au fost puse la dispoziția parlamentarilor și, repet, această responsabilitate a Guvernului de a da acces la informații sau de a justifica secretizarea lor. Dumneavoastră, în ședința anterioară, ați cerut Guvernului de asemenea să transmită aceste informații la cererea Comisiei. Suntem, iată, la 24 de ore distanță de acel moment. Ar fi avut tot timpul necesar să transmită documentele Comisiei. Aș mai sper că nu suntem ca în situația lui Prigojin cu ăsta. Dăm ultimatum în 24 de ore. O să primești toate aceste chestiuni. E necesar anterior votului, domnule președinte. Contractul prevede niște chestiuni, și anume că nu pot fi făcute publice datele din raportul Băncii Mondiale până când nu au acceptul Ministerului. Ministerul așteaptă acceptul Comisiei pe ultima formă, așa cum a fost el adoptat cu acel amendament suplimentar, după care vă va face public. Dacă vrei, pentru ochișorii tăi și atât, îți arăt eu aici impactul, pentru mare public o să vezi exact cum scrie în contract. Nu avem de gând să dăm bani suplimentari la Banca Mondială. Da? Odată că acel contract nu trebuie semnat așa și doi, vă reamintesc că lipsa impactului bugetar este temei de neconstituționalitate și ce pare că se întâmplă acum este că vă asigurați că rămân vulnerabilități de neconstituționalitate, ca și acea tăiere de firimituri și mărunțiși care acum lege să nu reziste în instanță. Cu siguranță, inițiatorul trebuie să aibă impactul și când se va duce la Curtea Constituțională, dacă va avea ocazia, va putea să dovedească care impactul respectiv. Domnule președinte, pentru că Curtea Constituțională verifică cunoașterea de către parlamentare impactului înainte a exprimării votului, cunoaște orice contract încheiat către orice instituție sau autoritate publică din România, nu poate să prevadă cauze unele lege din România. Chiar dumneavoastră a spus că cunoașteți de la forma inițială a amendamentelor. Care și este vreți să-l vedeți ultima formă. Evident. Numai de aia, conform clauzei respective, o să-l vedeți pe toate publici în momentul în care Comisia se va exprima. De forma pe care noi trebuie să o trimitem acum în plen, rapid, și să o votăm pentru ultima oară, sper eu. Domnule președinte, ultima întrebare. În baza cărei prevederi dumneavoastră aveți impactul bugetar și noi ceilalți parlamentari nu l-aveți? Nu știu, așa circulă vorba în sistem. Ce să facem? Deci sistemul este din ajută așa, dar nu am, sau poate nu am, nu am din acel studiu impactul. Ci o cifră pe care mi-a comunicat-o cineva ca să o am. Eu. Înțeleg că votul dumneavoastră e egal cu votul nostru. Dumneavoastră nu ar trebui să aveți informații diferite care să nu fie accesibile membrilor Comisiei, pentru că nu aveți un vot superior votului membrilor. Pot să-ți fac publică în această chestiune, ție. Și confidențială. Ca și orice. Am zis, poate în toate chestiunile din sală, aflăm despre ce-i vorba și ieșim de aici cu acel articol de confidențialitate respectat. Da. Toată lumea poate să vadă, e dreptul constituțional, dar nu cu camera de toate drept, pentru că am încălcat acea prevedere contractuală pe care a făcut-o o instituție internațională la care noi suntem membri și le acceptăm. Cu încălcarea legii române. Bine, bine. Ratificarea tratatului de aderare la Banca Mondială îți creează excepția că primează acest. E un contract comercial între România. Am contractul respectiv. Să-și dea și membri la Banca Mondială. Da, mulțumesc. Domnul Năsui. Da, mulțumesc. Cred că sunteți suficient de inteligent ca să înțelegeți că un contract nu poate prevala deasupra legii și că procesul parlamentar necesită aceste expuneri de motive și aceste informații. Dar nu la asta vreau să mă refer. Ați spus da, că... Da, putem împreună că facem o ședință secretă, scoatem televiziunea de aici, vedem lucrurile astea, deschidem ușa... Nu, și de nu-i vorba doar de se... Nu-i vorba de o informație care să o știm doar noi. A fost pe eu pe care am văzut lucruri. Dar a fost o informație care sunt pe chestiuni confidențiale. Da, nu am fost niciodată public ceva care este secret. Aici sunt convins că nu este secretizată acea informație. Ai o clauză care îți spune că... Numai după ok-ul Ministerului și el nu poate să vină decât după ok-ul Comisiei.
Domnul președinte, repet, clauza aceea nu are cum să contrazică lege. Dacă dumneavoastră semnați un contract undeva cu cineva care contrazice o lege, va prima legea. Da? Deci ca să, cred că măcar atâta putem să știm. Domnul președinte, eu vă întreb altceva. Ok, am înțeles. Nu vreți să ne spuneți. Să știți că dacă îmi spuneți mie această informație, nefiind secret de stat, eu o voi spune public, pentru că este dreptul oamenilor să o știe. Dar cel mai bine ar fi să o spuneți dumneavoastră public, dacă într-adevăr o aveți, ca să fie o cifră asumată. Dar lăsăm la o parte această discuție. Ați zis că este un proiect de desfințare a pensiilor speciale. Vă întreb, din 2023... Din 2024, ce pensii speciale se vor desfința? Cine a spus că este un raport de desfințare a pensiilor speciale? Deci nu desfințare. Ați auzit pe mine? Bun, ce ați scris dumneavoastră în PNRR? Am înțeles. Lasă cu domnul Ghinea, ce ați scris? Am înțeles. Reforma sistemului de pensii speciale. Bun. De la ce la ce? De la retributivitate la contributivitate. Bun. Și atunci, poate face peste noapte? Atunci sunteți de acord despre că sistemele, nu desfințați nicio pensie specială. Vorbim despre sistemele cele mai importante într-un stat, care țin statul în viață. Dar știm și apărare cele mai multe în România. Cele mai multe categorii de persoane care au pensii speciale din toată Uniunea Europeană sunt în România. Vă înșelați. Eu nu mai fac dezbatere generală. Am venit aici să ne pronunțăm asupra acelor chestiuni. Întrebările le puneți în plen celor care pot să vă și răspundă. Eu nu mai am răspunsuri. V-am spus, în PNRR nu scrie tăiere, desființare, interzicere, suprimare și așa mai departe. Scrie reformarea sistemului de pensii de la ce la ce. De la retributivitate la contributivitate. Lucrul ăsta se va realiza, exact cum am spus, în perioada de tranziție care ține până în 2043, pentru că sunt sisteme care nu trebuie să fie vulnerabilizate din rațiuni politicianiste și populiste. Domnul Tudor. Deci, practic, mi-ați închis microfonul pentru că vă deranjează adevărul. Nu, ca să pot să vă răspund. Pentru că vorbeați peste mine. Domnul Polac. Era și dreptul meu să vorbesc la un moment dat, nu-i așa? Deci nu se desfințează nicio pensie specială până în 2043. Bun. Exact ce ați zis și dumneavoastră. Domnul președinte, atunci nu se vor desfința. Rămân în funcțiune, numai că sistemul de stabilire, de calcul al acelor pensii nu va mai fi ultima lună, ultimii 5 ani, ultimele 12 luni, ci toate cele 300 de luni de contribuție în perioada prevăzută de lege ca fiind vechime completă. Domnule președinte, să știți că aici chiar vă dăm dreptate, nu se desfințează nicio pensie specială. Domnul și acest proiect este mai pas să desfințez justiția, dragul. Ar trebui să desfințăm statul, să rămâneți voi să faceți o anarhie în țara asta, doar fără nicio forță de ordine, fără nicio forță coercitivă a statului. Pentru dumneavoastră, statul chiar asta înseamnă. Statul nu se confunde cu poporul. Cred că știți că voi sunteți poporul, noi aici suntem poporul, puterea legislativă este poporul suveran, iar statul este guvernul, puterea executivă de la președinte până la ultimul primar. În osatura acelui stat, acelei puteri executive, există niște forțe de ordine, de apărare și ordine publică, precum și un sistem de justiție care trebuie să funcționeze, să țină echilibru între lege, cetățean și cel care o aplică. Ce i-a spus lor, de exemplu, cei care lucrează? Am ținut o lecție despre salvarea pensiilor speciale. Bine, am ținut o lecție despre cât de bun sunteți voi și ce scrieți în PNRR și nu știți ce a scris. V-am zis, nu scrie nicăieri tăierea pensiilor speciale. Da? Dacă s-ar fundea, stimați colegi, eu voi fi foarte scurt, pentru că până la urma urmei... Dar voi în 5 minute. Ne aflăm în fața unui moment destul de important în care, fie că ne place, fie că nu ne place, vom reforma acest sistem care reglementează pensiile de serviciu. Acum, ce pot să vă spun e că în afara declarațiilor politice, tot discutăm aici despre impactul bugetar, impactul bugetar, impactul bugetar. Impactul bugetar va fi negativ, stimați colegi, pentru că odată cu implementarea acestei reforme, costurile asupra bugetului de stat vor scădea. Deci nu vorbim de dragul de a vorbi și nu facem declarații politice pentru că, prin prevederile prezentei legi, acest impact va fi negativ și pe termen lung va fi negativ, domnul Saider, pentru că vârsta de pensionare va crește, indiferent că vă place dumneavoastră sau că nu vă place. Acum, mai departe de atât, ce pot să vă spun este că, vorbind punctual, este o reformă pe care, până la urmă urmii, astăzi, coaliția de guvernare o va asuma prin vot. Eu cred că
este un pas normal până la urmă într-o societate civilizată și când ne raportăm, ar fi bine să facem declarațiile politice, dar să le facem să aibă și un oarecare fundament, cel puțin părerea mea. Vă mulțumesc. Într-o societate civilizată... Într-o societate civilizată se ridică mâna să dă cuvântul. Având această posibilitate tehnică dată de către regulament, o folosim într-o societate civilizată. Prin urmare, dacă nu există alte completări la raport, vă rog să votați cine este pentru menținerea formei adoptate de către Cameră acum două zile. Vă rog să votați. Cineva să numere. Da, împotrivă. Ești împotrivă. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. Deci USR-ul este împotriva tăierii pensiilor speciale. Dar cum a zis că nu-i tăiere, e salvare. Nu am. Tocmai ați recunoscut că reforma, nu sunt nicio pensie specială, sunteți ridicol. Da, reforma de la retributivitate la contribuție. Nu se realizează prin această lege, nici 20 de ani. Peste 20 de ani. Deci peste 20 de ani va fi 35 de ani statul de cotizare. Ați găsit motivul să întoarceți legea. Abțineri? Una, două, trei abțineri. Legea a fost adoptată, trimitem la plen. Mulțumesc, la revedere, vacanță plăcută.